Din punctul meu de vedere, pentru majoritatea dintre cetățenii României, cel mai potrivit instrument pentru economisirea pentru pensie suplimentară față de cea de stat e un fond de pensii facultative. Spun asta pe de o parte pentru faptul că există o deductibilitate fiscală la calculul impozitului pe salariu, cum a fost menționat. Asta, cu alte cuvinte, poate să fie exprimat prin faptul că o parte din contribuția noastră într-un fond de pensii facultative vine de la stat, chiar dacă într-o măsură limitată. Apoi, fondul de pensii facultative are și alte beneficii pe lângă randament. De pildă, dacă luăm un istoric, ne-am uitat de curând la fondul nostru Raiffeisen Acumulare, randamentul acumulat de la lansare e de vreo 180 și ceva la sută, iar inflația pe această perioadă cumulată înseamnă undeva peste 80%. Deci randamentul istoric pe o perioadă de 15 ani înseamnă mai bine decât dublu decât inflația. Dar dincolo de randament, mai sunt câteva elemente foarte importante. Fondul de pensii facultative presupune o economisire periodică. Asta înseamnă o cadență lună de lună care, menținută, ne duce departe. Cu sume relativ mici, putem să ajungem să ne compensăm într-o măsură foarte bună pensia după retragerea în viața activă. În afară de asta, credem că participarea într-un fond de pensii facultative ne îmbunătățește și comportamentul financiar, dacă putem spune așa. Pe de o parte, ajungem să ne administrăm mai bine finanțele personale, în așa fel încât să putem să punem deoparte în fiecare lună o sumă de care avem nevoie. De data asta vorbim de un obiectiv pentru pensie, există și alte obiective pentru care putem să economisim lunar. În plus, fondul de pensii facultative ne ajută să ne disciplinăm nu doar în administrarea bugetului, dar ne și protejează, dacă putem spune, de un comportament care ar putea să însemne o sacrificare temporară a sumelor pe care inițial le-am gândit pentru pensie, pentru un alt obiectiv imediat. De ce asta? Pentru că banii dintr-un fond de pensii facultative pot să fie retrași doar după împlinirea vârstei de 60 de ani. Asta înseamnă că și dacă aș avea înclinația să folosesc banii acumulați pentru o achiziție de poate ceva bun oarecare, nu putem să facem asta. Da? Banii din fondul de pensii facultative pot să fie retrași în scop de pensie sau în alte situații, în caz de invaliditate sau în cazul cel mai nefericit, activul e transferat familiei. Atunci putem să vorbim de multe alte beneficii pentru a economisi periodic într-un fond de pensii facultative.